Iată că ați trecut prima competiție electorală cu succes și vă pregătiți să intrați în a doua competiție, alegerile prezidențiale. Alegeri prezidențiale care aduc pe scena politică o armată întreagă de nulități, care cred că pot fi președinți ai României. N-am să îi enumăr, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni azi. Dar vreau să știți de ce atunci când am fost consultat înainte de congresul de alegere, am spus Cristian Diaconescu. Este un om care a fost secretar de stat în Ministerul de Externe, a fost ministru de externe, a fost ministru justiției. Pregătirea lui Cristi Diaconescu este exact pe profilul pe care un președinte trebuie să-l aibă. Bun cunoscător al detaliilor și, dacă vreți, al sensibilităților politicii externe și un om care, chiar fiind într-un guvern condus de Adrian Năstase, a pus bazele prin legislația promovată la ceea ce astăzi este justiția din România. O justiție care a progresat enorm. Au fost mai mulți miniștri care au contribuit la această construcție legislativă alături de oamenii din justiție, iar Cristi Diaconescu este unul dintre ei. Aș spune că bun cunoscător al politicii externe, om care alături de alți miniștri ai justiției a contribuit la evoluția de astăzi a justiției, nu poate fi o recomandare mai bună pentru a candida la funcția de președinte al României. Și în plus, un om a cărui onestitate nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Aveți, în opinia mea, cel mai legitim candidat la funcția de președinte al României, un candidat care, trebuie să o recunoaștem, are în spate un partid încă destul de mic. Dar un partid mic poate să continue să crească și poate să dea un președinte mare. Eu îmi aduc aminte cât de mic era PDL-ul în 2000, când eu am câștigat primăria capitale. Era un partid care în sondaje avea 4%. Eu am reușit să intru în turul 2 la o centimă față de candidatul convenției. Era, da, Chiriță, cred că o jumătate de procent ne-a despărțit, dar am intrat în turul 2 cu 17%. În competiție cu Sorin Oprescu, care făcuse în primul tur 44%. Și am dovedit că un partid mic poate să obțină un rezultat mare dacă are candidatul potrivit. Iar eu cred că avem în Cristian Diaconescu candidatul potrivit pentru a deveni președintele României. Mă uitam și la evoluția lui în sondajele care nu se dau publicității. A pornit cu 2%, acum două săptămâni avea 7%, egalase procentul partidului de la alegeri, practic, iar un sondaj pe care l-am primit ieri l-arăta 8%, 8,5%. Este clar că avem un candidat care progresează, dar în afară de a-l lăsa pe el să se pună în valoare, trebuie să-l punem și noi în valoare, acolo unde
locuim acolo unde activăm în organizații. Deci, nu plecați de la premiza că partidele mari dau întotdeauna președinți sau primari generali și partidele mici o pot face, dacă candidatul este bine susținut și dacă este persoana potrivită. Aici mai este un lucru. Și eu cunosc destul de bine cam toți candidații care vor să devină președinței României. Problema este ce faci, ce tentații pentru compromis ai după ce ajungi la Cotroceni. Și aici vă pot spune că avem în Cristi Diaconescu un om politic care nu va face compromisuri, a arătat și când eram PSD că nu face compromisuri și sunt convins că nu va face nici dacă ajunge la Cotroceni. Pentru un președinte este foarte ușor să se lase purtat de valul facilităților create de guvern, de majoritățile parlamentare, de partide, de trusturile de presă. Ceea ce trebuie să fie un președinte este mult mai mult decât capacitatea de a face compromisuri și infinit mai mult decât capacitatea de a face compromisuri în detrimentul țării. Uitați-vă la un trust de presă extrem de ostil mie. De 10 ani îmi este extrem de ostil. Să nu credeți că a fost altceva decât dorința de a mă încovoia. De a spune, hai, dragă turnătorule, să discutăm cum să facem să nu mă mai ataci în fiecare zi. N-am făcut-o pentru că știam care este costul compromisului pentru imagine. M-ați văzut suspendat de 2 ori. De ce? Pentru că n-am făcut compromisul pe justiție. Adică la numirile de procurori să țin cont de ce și-ar dori PSD-ul, să țin cont de ce și-ar dori PNL-ul, să țin cont de ce și-ar dori chiar PDL-ul. Am făcut numirile, mai ales atunci când am avut ministru cu care să pot lucra, am făcut numirile pe criterii de speranță de performanță. Și trebuie să vă spun că puțini dintre cei numiți nu au dat rezultatele pe care le așteptam de la ei, fie că mă refer la președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, la adjuncții domniei sale, la șefii de secții de la Înalta Curte, la șefii DICOT și DNA și șefii de secții din aceste instituții. Sigur că n-aș fi fost niciodată suspendat dacă politicienii ar fi avut garanția că ne înțelegem pe aceste numiri. Aduceți-vă aminte ce numiri penibile îmi propunea Victor Viorel Ponta la începutul mandatului. Iată că s-a reușit totuși să avem niște numiri care nu sunt pe placul partidelor și să avem o justiție care, putem spune, a început să funcționeze și probează că principiul nimeni nu este mai presus de lege a devenit un principiu funcțional și nu doar o declarație constituțională. Deci cred eu că avem candidatul care poate continua. Și de aceea apelul meu la toate organizațiile, și îl fac pentru că avem aici și Consiliul Național, sunt bărbații de pe ultimele rânduri, este la un suport activ și continuu pentru candidat, pentru că are șanse. Chiar dacă ele par acum mai mici decât ale altora, convingerea mea este că se poate câștiga și cu partide mai mici
nu numai cu partide care să dea scorul lor candidatului. Sunt și situații în care candidatul poate să se ridice în voturi, în procente cu mult deasupra partidului care îl promovează și îl susține. Dar, pe de altă parte, și partidul are obligația să-i dea maxim din ceea ce îi poate da ca suport.